sunteți mega entuziasmată pentru că astăzi avem un book haul și este unul destul de măricuț. Avem aici nici mai mult, nici mai puțin de 14 cărți de care sunt foarte entuziasmată și pe care abia aștept să le citesc. Asta înseamnă că unele dintre voi va trebui să mai așteptați. Așa, și sunt mega entuziasmată, cum ziceam, pentru că pe mine mă entuziasmează să cumpăr cărți. Am vreo două comenzi la Elefant, că au avut transport gratuit, book 50, au fost numai multe reduceri din astea așa cumulate și o comandă de pe BookZone. Dar sunt amestecate, să știți, nu știu care cum sunt, cred că... Da, cred că știu care sunt de la BookZone, dar în rest sunt amestecate și o să le luăm într-o ordine absolutamente random. Ah, 14 cărți. Da, ceea ce bine că mai umplem un pic rafturile astea, că mi se pare cam puțin ca în chele, cum mi-a zis cineva, că degeaba mi-am luat atâtea rafturi, pentru că și așa nu am multe cărți. Dar, mai, anyway, hai să începem cu prima carte, care arată absolutamente superb, are o copertă absolutamente superbă și am luat-o pentru că o am pe sora ei aici. Ei, hai, bine. O am pe sora ei aici, așa numai Ariadna, care îmi place foarte tare și ați văzut că e pusă așa de display. Mă rog, a fost. O am și pe sora ei, Electra, care la fel are o copertă absolutamente superbă. Numai că la Ariadna este, coperta e mată și sunt scrisul autoarei și scrisul, titlul este în relief, pe când asta este pur și simplu lucioasă, e ca un carton din ăla puțin mai subțire la așa. Foarte simpatică. Acum să vedem. Electra de Jennifer Saints. Dacă la Ariadna mai știam eu câte ceva, așa, mi-am adus aminte, că v-am ziceam inițial că nu prea le-am cu mitologia greacă, aici chiar habar n-am, nu mai țin minte de Electra ce rol avea. Știu că parcă mi-aduc aminte că se discută în psihologie de Electra care are o pasiune pentru tatăl ei. Greșesc, nu știu, dar în rest nu știu. Și evident este o reinterpretare a poveștii grecești Electra. Ceea ce va fi iarăși o tragedie, pentru că tragedia greacă. Aha. Dar oricum foarte entuziasmată să ajung la cartea asta, fiindcă e și frumoasă când te uiți la ea, că mie îmi plac. Degeaba zice lumea că nu sunt importante coperțile, că mie mi se pare foarte importante coperțile. În momentul în care deschizi o carte sau închizi sau, nu știu, stai și te gândești la un citat, la un pasaj din carte și închizi cartea așa, parcă e plăcut să vezi așa coperta frumoasă. Da. Și... A, are sinopsis pe spate, dar cine să-l citească? Și nu eu. Așa. Bun, deci asta a fost prima. A doua carte, care la fel are o copertă foarte interesantă și frumoasă din punctul meu de vedere, este Finalul de Stephanie Garber. Finalul însemnând a treia carte din trilogia Caraval. Caraval care e pe aici pe sus, nu știu dacă o vedeți, dacă ajungeți la ea, și toate cărțile din trilogiile lui Stephanie Garber. Și din Caraval și din A fost odată o inimă frântă. Toate cărțile au așa o copertă interesantă, iar asta este în stilul Caraval, cu fluturele. Și da, trebuie să citesc cartea 2 și 3, adică Legendar și Finalul, ca să ajungem la zi cu ele, fiindcă vreau să citesc neapărat seriile astea anul ăsta, fiindcă în octombrie, cum ziceam, se lansează a treia carte din A fost odată inimă frântă și vreau să ajung să termin ambele serii până se lansează cartea asta. Apoi, avem niște cărți ceva ușor mai deștepte și anume avem așa, Sun Tzu, Arta Războiului. Asta eu o introduc la categoria de filozofie. Asta o să fie o carte care, pentru mine cel puțin, o să stea pe raftul de filozofie, că acolo îi văd eu rolul și locul și stați că este în din asta, în folie, că n-am desfăcut-o, în mod surprinzător. Mi-am mai păstrat câteva cărți în folie ca să mă bucur de ele și acum, nu numai când am desfăcut coletul, dar nu s-ar desface feritel sfântul. Sun Tzu chiar vrea să vă pună de un război cu mine acum pentru... Așa. Sun Tzu, Arta Războiului, o carte pe care de altfel eu cred că am început-o în varianta audio la un moment dat și am abandonat-o pentru că mi s-a părut că trebuie să stau de ea. V-am spus că eu audiobook-urile le
ascult în momentul în care fac ceva, nu știu ce. Și sunt anumite cărți, cum a fost asta și altele, în care chiar dacă e audio, nu poți să faci altceva, fiindcă trebuie să te concentrezi neapărat pe ce-ți spune acolo în audiobook, ca să poți să înțelegi, să pătrunzi și așa mai departe. Și, prin urmare, cred că o să mă ajute foarte tare că am în variantă fizică și pot să trec prin ea în variantă fizică. O altă carte care nu ține neapărat de fantasy este Despre libertate, al lui George Orwell. Pe asta am luat-o de la Cărturești. Am fost într-o zi la Cărturești, cred că am fost la film, și am luat-o, fiindcă e George Orwell și pentru că place ce scrie și, din ce am înțeles eu, este de fapt o colecție de articole și de citate scrise de George Orwell, adică nu este o operă în sine. Cartea asta, nu știu, a venit cumva, a fost adunată cumva recent și a fost încropită din acele articole al Orwell și, da, nu știu altceva despre ea decât atâta și sunt foarte curioasă să văd ce mai urmează. Apoi, o altă carte care tot așa mi se pare deșteaptă și pe care mi-am luat-o pentru că vreau să o recitesc cu ochii de adult, cumva, sau cu mintea de adult, pentru că am citit-o în facultate și am stat, cred că, dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că am stat vreo 3 sau 4 săptămâni atunci pe cartea asta, pe autorul ăsta și pe conceptele lui. Și este vorba de Contractul social al lui Jean-Jacques Rousseau. Și cum am ajuns eu să mi-o iau? Prin ideea că mă gândeam într-o zi la ceva și mă gândeam la niște concepte despre care vorbește Jean-Jacques Rousseau în Contractul social. Și zic, mă, da, era așa sau parcă zicea altceva, știți? Și cumva mintea mea a început să se zburde și zic, ia, hai să-mi iau eu Contractul social, pentru că eu oricum doresc la un moment dat, nu, în timp, să-mi creez un raft numai de filozofie și autori din ăștia foarte importanți pe care i-am studiat în facultate cu privire la stat, societate, relații internaționale și așa mai departe, care sunt niște autori ce și-au pus amprenta asupra lumii civilizate, să spunem, și Rousseau este clar unul dintre ei. Și la fel nu iese din folie. Hai că am reușit. Așa, tot așa. Ea este în sine. Ce scris. Relativ decent scrisul. Ea este în sine o carte foarte subțire, dar este genul ăla de carte pe care, iarăși, ca și filozofia, nu o poți da gata în când stai odată. Trebuie să stai să rumegi, cum zic eu, toate conceptele și toate lucrurile pe care ți le spun aici și sunt foarte multe lucruri care, din perspectiva mea, încă sunt actuale. Dar da, ne întoarcem la fantasy, beletristică și așa mai departe și am o carte pe care mi-am propus să o citesc anul ăsta, pe care am așteptat-o de anul trecut, o aștept tradus în română și poate în coperta aia frumoasă, că au adus-o în coperta urâtă, bineînțeles, în România, dar n-am găsit-o și am luat-o în engleză, că nu mă deranjează să citesc în engleză și chiar am pus un story pe Instagram când am luat-o, că zic, băi, e Babel sau e Bible, pentru că efectiv cât o Biblie, chiar mai mare, e vorba de Babel, al lui Araf Kuang, care ar fi un dark academy, ai spune, în booktube-ul internațional. Carte care a făcut senzație anul trecut și de-aia o aștept, pentru că Araf Kuang este o autoare, că e autoare, foarte cunoscută, mai ales printre americani, și ar fi vorba despre o societate secretă în care ajunge un personaj la Oxford, un personaj din ăsta mixed race, cu tot felul de probleme și de bagaje din astea emoționale, care ajunge la Oxford printr-o întâmplare și acolo descopere o societate din asta secretă, cu o lume magică, cu foarte multe, foarte multe chestii. Și coperta originală este ceva, seamănă puțin cu asta, de mai frumoasă decât ce se vede pe spate. Și au ales, asta ar fi a doua copertă, al doilea tiraj sau ceva de genul ăsta, care nu e chiar preferata mea, știți? Și erau și versiuni cu auriu, care mi-ar fi plăcut mai mult. Dar da, este uiașă cartea asta. Are... câte pagini avem, bre? 540 de pagini, 542 de pagini și scrisul nu foarte mare. Adică decent, dar nu foarte, foarte mare. Deci da, e cam Bible în loc de Babel.
Dar n-am mai suportat să aștept după cartea asta, n-am mai suportat să o traducă, că văd că nu se mobilizează nicio editură la noi să o traducă, din păcate, cu toate că a fost o carte care, v-am zis, pe plan internațional a făcut senzație, nu știu de ce n-a prins la noi, nu știu, oamenii care aduc titlurile cele mai frumoase și cele mai râvnite în România n-au sesizat că ar fi ceva interesant sau că ar fi ceva de capul ei. Și atunci am luat-o în engleză de la Cărturești. Era și la un preț mai bun decât pe online, că pe online era 80 de lei și am luat-o cu 60 de la Cărturești. Și am zis, hai să fie și în engleză, că nu mă deranjează. Na. O carte pe care eu de altfel am citit-o, dar am vrut-o neapărat în colecția mea de cărți. Și asta pentru că îmi doresc ca în timp să-i dedic acestui autor un raft, așa cum îmi doresc să am un raft de filozofie, un raft pentru Harry Potter când va să vină, și acestui autor îmi doresc foarte tare să-i dedic un raft, fiindcă m-am îndrăgostit anul trecut de el cu cartea asta și vreau să-i adun toate cărțile în timp și îmi place foarte tare. Și este vorba despre Neil Gaiman, că tot timpul pronunț numele greșit, de Cartea Cimitirului. Dacă vă aduceți aminte că am citit cartea asta, dar v-am zis că îmi place foarte, foarte tare. E foarte simpatică cărticica asta. E de aia middle grade, nu este de young adult sau de adult sau ceva așa. E middle grade, dar e foarte simpatică povestea și mi-a plăcut foarte tare despre nimeni. El este nimeni care trăiește în cimitir și este crescut de spirite în cimitir și o să revin la povestea asta, că v-am zis, e simpatică, dar nu anul ăsta, că am altele. Apoi, o altă carte despre care am auzit foarte multe lucruri bune și vreau neapărat să o citesc. Și este o carte care a fost influențată tot de cine credeți decât de Ildico, care se uită, bănuiesc că se uită, și pe care o pup. Și este vorba despre cele 7 luni ale lui Mali Almeida, luni însemnând luni astre, nu luni calendaristice, cele 7 luni. Este o fantasy, din ce mi-aduc eu aminte. Din păcate are aceste stickere printate aici, nu sunt stickere efectiv, sunt niște așa. Asta e de la Bookzone, by the way, dar eu știu că am luat-o de pe Elefant, parcă. N-am luat-o de la Bookzone. Că de la Bookzone am comandat altceva. Cred că am luat-o de pe Elefant totuși asta. Așa, este o poveste, din ce știu eu, fantasy așa, în care apar aceste 7 luni pe cer, acest Mali Almeida moare și trebuie să se întâmple ceva în aceste 7 luni, nu mai știu exact povestea, dar oricum suna foarte interesant și am zis că vreau să o citesc și scrisul este decent, nu e chiar cel mai mare, dar e decent, că eu știți că am probleme. Apoi, cartea asta nu știu dacă a fost tot de Ildico inspirată sau de Ștefania, una din ele a fost Capul Răutății, O lume fără bărbați, da, care este și una din cărțile, am și un semn de carte pe aici pe la mijloc, nici nu l-am văzut, și avem aici Sora mea cea rea, sună bine, Karen Doine, nu știu cine e Karen Doine, dar în orice caz, așa, Stuart Turton, așa, Diavolul și apa însângerată. Întunecată, pardon, scuze, deci nu știu de ce am citit însângerată. Sună bine, ambele sună bine. Dar da, asta este una din cărțile de la Book Club pentru luna septembrie. Și abia aștept să ajung la ea, fiindcă, da, sunt foarte curioasă cum ar arăta o lume fără bărbați, dacă ne-ar plăcea. Eu cred, eu încă am convingerea supremă că ne-am descurcat foarte, foarte bine fără ei. Jur. Deci am convingerea că dacă am face o bancă de spermă ca să nu mai existe problema reproducerii și am fi numai femei, eu cred că ne-am descurcat de minune și ni s-ar rezolva din start cel puțin jumătate din problemele pe care le avem. Dar, mă rog, asta e o discuție pentru o altă dată. Următoarea carte, care asta sigur a fost inspirată de Ildico și care este tot așa cartea, una din alegerile pentru Book Club-ul meu pentru septembrie, este Acolo unde sângele îngheață. De altfel, una din cărțile de care m-am și apucat, am citit vreo 40 de pagini, dar doar așa, într-o seară, pentru că, da, m-am apucat de ea și e teoretic un thriller cu un tată și o fetiță care sunt cumva sinistrați prin zăpadă.
și se întâmplă ceva. Nu știu mai multe. Dar și că se întâmplă ceva. No, bine. Așa, și o să vedem. O să vă țin la curent cum o să fie. O să vină și un reading locuia oricum. După aceea, tot așa, o carte de mitologie greacă pe care eu aștept din suflet să fie tradusă, este, dar să apară iarăși pe stoc, pentru că e un hype nebun cu cartea asta, la fel cum este cu cântul lui Ahile, la fel și cu cartea asta, o zăpăceală generală și o nebunie generală. Și au băgat-o cei de la Elefant, au băgat-o pe stoc, pentru că urma să le vină cartea pe efectiv pe stoc, nu le venise și holul s-a întârziat din cauza ei un pic. Așa. Și n-am găsit-o decât în engleză și în variantă din asta micuță, care mie mi-este scârboasă, dar chiar și așa am zis că mă sacrific, pentru că de când aștept cartea asta, nici nu mă aveți idee, este vorba de Circe, evident. Tot mitologie greacă. Madeline Miller, cea care a scris cântul lui Ahile, iar sunt foarte curioasă care v-a plăcut mai mult, cântul lui Ahile sau Circe, pentru că sunt așa împărțite taberele. Spuneți-mi și voi în comentarii care v-a plăcut mai mult, dar am vrut foarte tare să ajung la cartea asta, fiindcă o aștept tot așa de un an și un pic și nu o găsesc pe stoc, efectiv, nu o prind pe stoc niciodată și acum că am prins-o, cu toate că era în engleză și vă zic, e variantă din asta mini, de buzunar aproape, care pe mine mă enervează pentru că are scrisul mic și înfiorător de enervant și așa, cu toate astea am zis că mă sacrific și o să o iau, măcar să o am în bibliotecă așa, să o văd, că e aici la mine. Așa, mai avem 3 cărți și astea 3 sunt de la Bookzone și toate 3 sunt, bineînțeles, inspirate de Ildico și influențate de Ildico. Ildico, pe cuvântul meu, că-ți trimit factură, deci jur că-ți trimit factură, că deja nu mai, așa, și văd că una dintre ele are și un mic defect, din păcate, dar asta este, contribuie la șarmul ei final pe care o să-l aibă și este vorba, bineînțeles, de Secretul Menajerei, volumul 2 din seria, miniseria sau duologia sau ce-o mai fie cu menajera, carte pentru care am avut deja un live pe YouTube cu Ildico și cu Ștefania, care am văzut că v-a plăcut foarte tare. Asta este volumul 1, Menajera, și asta este Secretul Menajerei. Am văzut că v-a plăcut foarte, foarte, foarte tare live-ul nostru și cu siguranță o să vreau să facem și pentru volumul 2 și o să le zic fetelor să facem și pentru volumul 2, că ele am văzut că au citit deja cartea, dar eu în august efectiv n-am avut când să mă uit la o cărți, dar aminte să le deschid și așa că n-am apucat să o citesc, sunt întârziată evident. Dar pe final de septembrie să vă așteptați că o să vină un live cu cartea asta, pentru că efectiv ard să o citesc, având în vedere că mi-a plăcut foarte tare primul volum. Este puțin mai subțirică și sunt foarte curioasă să văd ce Dumnezeu se întâmplă cu Molly, pentru că am văzut-o pe Ștefania, că era puțin supărată, era șocată, nu m-am uitat la clipul ei special ca să nu-mi dea spoilere. Dar, da, am văzut, sunt cu atât mai curioasă cu cât Ștefania, am văzut că era, zic, ok, something's happening here. Da, abia aștept să citesc cartea și să vorbim în live. Până atunci aveți timp, dacă n-ați citit-o, aveți și voi timp să o citiți, ca să participați și voi la discuție. Și mai am 2 cărți de același autor, cum ziceam, inspirate de Ildico. Și pentru că au venit într-un pachet din ăsta mai avantajos la Bookzone, pentru că nu știu dacă știți, dar Bookzone îți face pachete de cărți. Că era asta și cu cele 2 cărți la pachet și au avut cumva prețul mai redus. Am zis să le iau pe ambele, pentru că Ildico mi-a spus că sunt foarte bune aceste thrillere de autorul ăsta, autorul fiind T.J. Newman. Și avem primul volum, Falling, în picaj, despre un avion sau un pilot de avion care, săracul, trebuie să deturneze avionul, să se întâmple o grămadă de lucruri ciudate cu avionul ăsta și așa mai departe. Și următoarea carte, care nu e neapărat o serie, dar e cumva o continuare pentru că se leagă, este Drowning, în adâncul oceanului, tot de T.J. Newman, cum ziceam, și sunt ambele cu T.J. Newman fiind o ea, apropo, nu un el, că eu așa m-am gândit, că e un el, nu, e o ea. Stați că acum gata,
O cunosc pe domnișoara T.J. Newman, care a mai scris cea mai... Ce am citit de T.J. Newman anul ăsta? Stați așa că am citit ceva, anul ăsta am citit ceva de T.J. Newman. Nu știu dacă am citit, nu-mi vine acum, nu știu dacă am citit anul ăsta ceva de ea sau pur și simplu mi-a cunoscută poza ei, anyway. Probabil m-am uitat la carte când a venit și de acolo, o știu, nu știu, în orice caz, și că ea ar fi fost însoțitoare de zbor și, da, de acolo experiența ei cu avioanele și, da, așa, niște fiori puțin pe șira spinării în ceea ce privește zburatul. Dar, da, două thrillere care se anunță a fi foarte, foarte interesante și pe care abia aștept să le citesc. De altfel, toate cărțile de aici abia aștept să le citesc. Nu știu când o să ne ajung la toate, dar sper că cât mai curând, pentru că îmi doresc foarte, 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 foarte tare să citesc cărțile astea. Da, astea au fost cărțile pe care mi le-am luat eu în ultima vreme. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Spuneți-mi ce cărți ați citit din ce ați văzut la mine aici, dacă ați citit ceva, dacă v-a atras ceva, dacă v-a făcut ceva curios, curioase, curioși. Și dacă, nu știu, ce alte cărți interesante v-ați cumpărat voi. Că tot timpul aștept sugestii de la voi. Vă mulțumesc, vă pup și ne vedem în următorul clip.